Administrația județeană ia în calcul comasarea celor doi operatori de apă și canalizare din județul Hunedoara. Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean, consideră că prin contopirea celor două societăți care au același obiect de activitate, s-ar reduce birocrația și, mai important, conducerea bicefală, atât de stufoasă, ar fi eliminată. Proiectul nu va putea fi pus în aplicare prea curând, deoarece la unul dintre operatori încă sunt investiții în derulare. Aceste societăți trebuie unite. Nu știu, vă pot spune acum, într-un an, doi sau trei, dar aceste două societăți ar trebui unite, fiindcă, unu, mai reduci și birocrația să fie foarte clar, și doi, știi că ai o conducere unitară care trebuie să nu putem lucra cu bicefal. Când știi că ai o conducere unitară, cred că e bine și mă gândesc să fac un proiect cât de curând. Sigur că probabil se supără directorii că s-au unii, dar ne supărăm, ne trece. Principalul este să putem realiza. Vreau să specific, nu este un lucru atât de ușor și să-l facem peste noapte. Trebuie să-l gândim bine, să apreciem ce putem să facem rău, ce putem să facem bine, unificând cele două societăți. Bun, nu punem dar pericol, după nu, analiză, nu vor fi puse în pericol tocmai proiectele care sunt în derulare sau deci, care urmează deci să fie asta, făcute? Asta am și gândit-o și bine ați anticipat, că până nu terminăm și proiectul în partea de nord a județului, nu mă gândesc să facem treaba asta. Fiindcă atunci s-ar putea să avem probleme dacă noi ne apucăm acum de reorganizare. Hai să terminăm proiectul ăsta și în partea de nord a județului și pe urmă avem timp de reorganizare câte vrem să facem.